Crucea Roșie Suceava dona sisteme complete de detectare a oxigenului unor spitale din județul Suceava după ce în anul 2021 mai multe spitale din România au avut loc incendii cauzate de nivelul ridicat de oxigen din cadrul secțiilor unde sunt folosite instalații de oxigen, în special în secții de boli infecțioase, pneumologie și terapie intensivă. În urma unor astfel de incendii au murit oameni și alții au fost grav răniți, iar unele secții din spitale au devenit nefuncționale. În luna decembrie 2021, reprezentanții Crucii Roșii Suceava au purtat discuții cu managerii spitalelor din județ pentru a afla care este situația instalațiilor de detectoare de oxigen din aceste unități. În urma evaluării, Crucea Roșie Suceava a demarat o campanie de strângere de fonduri pentru achiziționarea de astfel de echipamente, campanie în cadrul căreia s-a strâns aproximativ 70.000 de lei. Această sumă a fost folosită pentru achiziția de senzori mobili și sisteme complete de detectare a oxigenului, centrală, senzori fix, panou vizualizare, lampă și sisteme de alarmă. Produsele au fost donate spitalelor din Rădăuți, Fălticeni și Câmpul Moldovenesc. De asemenea, au fost donate și un număr de 12.000 de măști medicale cu 3 pliuri. Crucea Roșie Suceava a transmis mulțumiri tuturor sponsorilor care au fost alături în scopul îndeplinirii misiunii umanitare a Crucii Roșii.